După 2 ani de zile de condus în București, am ajuns la concluzia că trebuie să-mi vând mașina. Dar de ce ai fi luat eu decizia asta atât de radicală? Păi, să vedem. Te gândești că e fiță să stai într-o mașină full option? Piele, scaune încălzite, clima și navigație. Tot confortul de care ai nevoie. La o mașină care, odată, când era nouă, costa 30 ceva de mii de euro. Toate astea nu mai contează atunci când stai 45 de minute în trafic pentru 2 sau 3 km de mers. E 5 după amiază. Toată lumea pleacă acasă, inclusiv tu. Ai o distanță de maxim 4 km. Și te-ai decis să-ți iei mașina astăzi la muncă. Te-ai angajat în trafic, dar, spre surpriza ta, tot traficul este congestionat. Orice ai face, nu ai cale de scăpare. Fără o oră din viața ta pierdută pe drum, nu scapi. Dacă ești ghinionist și poate se nimerește să fie și vineri, 2 ore, chiar 3. Waze-ul, deși te uiți la el să încerci scurtături, îți arată că toate părțile în care ai putea merge sunt cu roșu. Adică stai în loc. Și asta e o parte a Bucureștiului urât. Când o intersecție se blochează. Și numai înainte să ajungi la muncă. O zi normală în București. Într-un final ajungi acasă și vezi cum ai pierdut o oră din viață în trafic. După timpul ăsta pierdut, porția de nervi și mestecatul într-una în schimbător, vine și întrebarea mea. Se mai justifică achiziția unei mașini în București? Mai ales a uneia scumpe? Eu unul m-am decis să renunț la mașină în București pentru o perioadă și uite câteva motive pentru care fac asta. Oricât de dotată și de luxoasă ar fi mașina pe care o ai, în trafic, vei sta pe loc exact la fel ca și cel care are o mașină normală. Al doilea motiv ar fi că, pe măsură ce trece timpul, tu pierzi bani. Mașina, având tendința să deprecieze foarte, foarte tare și foarte rapid, iar banii investiți în reparații, taxe și combustibil, nu îi vei mai recupera niciodată. Pe frumușica asta cu care m-am cunoscut acum 2 ani și pe care am combinat-o cu 1500 de euro, acum, la despărțire, nu știu cât am să mai iau pe ea, chiar dacă eu am alintat-o, răsfățat-o, mângâiat-o și întreținut-o cu toate resursele mele. A venit timpul să o pregătesc de măritiș. În București mai circulă o vorbă și aia ar fi că după femei și după STB să nu alegi niciodată. De ce? E foarte simplu. Pentru că nu vei aștepta după un troleu, tramvai, autobuz mai mult de 10 minute. Și dacă nu vei merge cu metroul sau cu tramvaiul pentru a ajunge rapid unde vrei, cel puțin vei merge ieftin, cu 1,50 lei călătoria. Și 3,50 lei, dacă nu mă înșel, la liniile expres, spre aeroport. A fost cald, am stat în picioare și ușor înghesuit. Dar ideea este că am ajuns la destinație în 20 de minute. Iar cu mașina aș fi făcut cel puțin dublu, poate chiar mai mult. Ideea folosirii mijloacelor de transport în comun este să fii flexibil, să economisești timp și bani. Ceea ce am și făcut. Acum să vedem cam care ar fi costurile în a avea o mașină. Bun, deci am o mașină care mă transportă din punctul A în punctul B și care cere bănuți. Calculele sunt raportate la mașina mea. Mașina asta consumă combustibil în jur de 600 de lei pe lună, în condițiile în care n-o plimb și la magazinul din capătul străzii. În același timp, taxele normale, asigurarea, ITP-ul, rovinieta, impozitul, ajung aproape de 1000 de lei anual. Pe lângă astea, mai am și revizia în valoare de 450 de lei, asta limitându-mă doar la esențiale, cum ar fi uleiul și filtre. Dar stai liniștit? Întotdeauna am avut ocazia să mai schimb și alte piese la bătrânica mea. Un total ar fi de 1000 plus 450,
totul împărțit la 12 luni cât are anul, la care mai adăugăm și cei 600 de lei de la combustibil, de unde rezultă fabuloasa sumă de 720 de lei pe lună, că pe pământ nu știi cât e. Eu aș putea economisi în jur de 8000 de lei într-un an și asta chiar e o sumă destul de mare. Ăsta e răspunsul meu la clipul scos de Cristian Dascălu acum câteva zile, referitor la mașina personală. Eu m-am axat mai mult pe mașina personală în București, dar înțelegi tu. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, nu uita să dai un click pe butonul de abonare de sub videoclip și ne vedem data viitoare!